Într-un meci în devans, contând pentru etapa a 14-a din Liga 1 de futsal, Autobergamo-Deva a învins cu scorul de 15-2 ultima clasată, Clujana Cluj. Deși au pierdut la un scor mare, clujenii, care au o echipă tânără, consideră cele două goluri marcate la Deva drept o reușită și anunță că din sezonul viitor vor fi mult mai greu de depășit. Am pierdut 15-2, dar nu e o problemă pentru noi, ne vedem o parte pozitivă, am dat două goluri. Avem o echipă tânără, dintr-un lot de 17 jucători, 12 sunt juniori, suntem în reconstrucție și mergem din ce în ce mai bine, să zicem. Deși scorul ăsta 15-2, vă asigur că anul viitor nu vor mai sta așa lucrurile. Pentru Deveni, acest joc a fost un util antrenament, ocazie cu care au debutat în prima ligă și doi jucători de la echipa de juniori. După această victorie de serviciu, Dorin Popa, președintele celor de la Autobergamo, se gândește deja la meciul următor, cel de sâmbătă, 20 noiembrie, de la ora 12, de la Deva, cu Sportul Ciorăști, echipa din Vrancea fiind penultima în clasament. A fost un antrenament util în care au avut posibilitatea și ceilalți băieți care au jucat mai puțin în campionatul acesta să evolueze. În plus au debutat și doi băieți de la echipa de Under 19. Da, un meci plăcut ochiului, dar de antrenament. Va urma sâmbăta viitoare, un meci mai greu, unde trebuie să fim mult mai atenți, cu echipa din Ciorăș, Focșani, respectiv. Meciul se va juca tot la Deva, de la ora 12. Din păcate, tot fără public. Nu ieșim încă din zona de interdicție cu spectatori. După aceea, așteptăm în cursul săptămânii acestea să se reglementeze, adică să ne dea o soluție, măcar o provizorie, o soluție pentru meciul cu Galați, care a fost amânat. Să vedem, se reprogramează, dacă se reprogramează, când se reprogramează. Se joacă, nu se mai joacă, ce e. În urma acestui succes, Autobergamo, care are 7 meciuri jucate și 19 puncte, a trecut pe primul loc în clasament. Următoarele clasate fiind FK Odorheiul Secuiesc cu 18 puncte și CFR Timișoara cu 15, ambele echipe având un meci mai mult disputat ca Deva. Pe 4, cu 13 puncte din 7 jocuri, este United Galați, care a pierdut la Masa Verde meciul de la Cluj pe o greșeală administrativă. Nimeni nu s-a așteptat să primească această pedeapsă, dar conform regulamentului este regulament clar în care la ei Florin Ignat are dublu rol de antrenor-jucător. El nu a evoluat pe parchet, dar s-a trecut pe foaia de joc ca antrenor. Deci, e normal, deci să fie supus acestei reguli. Fiind dublu antrenor-jucător, el nu avea voie să stea nici pe bancă măcar. A stat pe bancă și a încălcat acest regulament și a fost sancționat cu pierderea meciului din forfeit. Ei au depus ceva contestații, dar eu, după părerea mea, e foarte greu să se mai schimbe ceva, deoarece legea este clară. Cei de la Deva se gândesc și la viitorul ceva mai îndepărtat, așteptând în aceste zile o decizie a Federației privind amânarea meciului cu Galațiul din deplasare, la cererea echipei de pe Dunăre, aceasta fiind contestată de către cei de la Autobergamo. În cazul în care Federația va accepta reprogramarea jocului, atunci Devenii vor avea un program infernal. Cert urmează în 27 meciul la Timișoara. Ar fi pentru noi foarte dificil să fim reprogramați în 24 la Galați. Deci ar fi infernal. Vă dați seama, e o distanță de aici la Galați, aproape 600 de kilometri. Venim înapoi 600 de kilometri, după aceea stăm o zi acasă și mergem și jucăm la Timișoara. Foarte greu. Foarte, foarte greu. După aceea, după nici două zile, treia zi după meciul la Timișoara, jucăm cu Buzău. Deci așa era un meci foarte ușor, deci ar fi infernal. Dacă nu se mai joacă meciul cu Galațiu sau se amână pentru mai târziu, atunci asta e, urmează sâmbătă cu Ciorăștiu aici și în sâmbătă cealaltă la Timișoara. Actualul campionat de Liga 1 de futsal are un format inedit, sezonul regulat disputându-se sub forma a 3 tururi. Primele două clasate se califică direct în semifinale, iar locurile 3-6 vor juca în sferturi. Cert este că primele 4 clasate au toate șansele de a ajunge în penultimul act, dar la ora actuală este greu de dat o favorită certă la câștigarea titlului național. Să fiu sincer, e o luptă acerbă. Am văzut acum Galați a scăzut un pic, dar nu pot să dau un pronostic. Sunt 4 echipe cu valori apropiate și
așteptăm să vedem ce se întâmplă. Auto Bergamo de Va, care are 6 victorii și o remiză până în prezent, este singura echipă neînvinsă din Liga 1 de futsal.